Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, începem o nouă ediție a emisiunii News Express. Alături de mine, în platou, l-avem ca invitat pe primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc. Bine v-am găsit, vă mulțumesc. Domnule Toma, anul 2020 a fost unul atipic pentru noi toți. Așadar, cum l-ați cataloga dumneavoastră din punct de vedere al posturii de șef al administrației locale? A fost un an, din punct de vedere sanitar, un an foarte, foarte prost. Probabil ce s-a întâmplat anul ăsta nu s-a mai întâmplat de 100 de ani. Mă refer la gripa spaniolă, care a avut loc între 1918-1920, când se pare că au murit între 50 și 100 de milioane de oameni. Pe partea cealaltă am avut tot felul de încercări cu alegeri locale, iată alegerile generale, din punct de vedere al primăriei, multe investiții și, bineînțeles, condiții create pentru multe alte investiții ce vor veni în următorii 2 ani. Mă refer în primul rând la investițiile pe fondurile europene, bineînțeles. În actual context al pandemiei se discută în ultima perioadă despre pregătirile care se fac pentru centrele de vaccinare anti-COVID. Se vorbește despre această campanie de vaccinare. La nivelul județului Buzău au fost identificate 18 astfel de centre, cele mai multe 6 la nivelul municipiului Buzău. 7 avem în municipiul Buzău, da. Unde anume vor fi acestea? Noi am dat mai multe variante, inclusiv avem mai multe apartamente la parter de blocuri, să avem un spațiu pe care am reușit să-l finalizăm tot în acest an. Mă refer acolo pe Bălcescu, unde a fost la un moment dat chiar sediul Direcției Sănătate Publică. Uh-huh. Am reușit să facem un lucru deosebit acolo și am dat DSP-ului pentru acel call center la etaj și este un spațiu de asemenea generos pentru la parter să realizăm același lucru. Ni s-a cerut de sâmbătă până astăzi să dăm un răspuns la legat de dotare, dar nu s-au dat datele complete. Cât va costa un frigider, eu știu, 4 scaune, o masă, un pat și nu e în regulă treaba asta, pentru că noi nu suntem specialiști în povestea asta. Frigider poate să fie și o cameră frigorifică, poate să fie și un frigider de ăsta de eu știu, ca să ții mâncarea acolo, ori din ce am citit trebuie să asigure temperaturi de minus 70, minus 80 de grade Celsius. Dar am mai solicitat niște răspunsuri să ne ajute în sensul de a putea să venim cu toate informațiile. Deci oricum municipiul Buzău a pus la dispoziție toate spațiile. Într-o primă fază am avut chiar sălile de sport de la școli. Ne-a venit răspunsul negativ în sensul că dacă vor începe școlile și Doamne ajută să înceapă școlile în clase, va trebui să fie libere și sălile de sport pentru ca elevii să facă sport. Este în regulă. Am găsit alte spații. Am înțeles. Bun, și pentru că tot a spus despre școli, avem șanse să deschidă la anul? Doamne, în mod normal, orice guvern ar veni la putere, nu trebuie să mai întârzie acest lucru. Am avut săptămâna trecută o întâlnire online cu ambasada Finlandei și cu 4 specialiști din Finlanda pentru posibilitatea ca anul viitor să avem 3 grupe de grădiniță și 3 clase primare pe model finlandez. Cu predare pe modelul finlandez. Și prima chestie care ne-a prezentat un director din Ministerul Educației de la ei a spus, la noi prioritatea națională este educația și școlile funcționează și vor funcționa. Deci luăm toate măsurile posibile astfel încât să nu oprim nicio școală. Ar fi bine. Spuneți-mi, care au fost cele mai dificile obiective de îndeplinit în această perioadă? E greu de spus, pentru că îți propui ceva, trebuie să duci la capăt ceea ce ți-ai propus. Legat și de infrastructură, legat și de podurile astea, iată, acum suntem la al 3-lea pod. L-am rezolvat pe ăsta de la Marghiloman, s-a rezolvat și podul peste rutier la Metalurgica.
Și acum avem o problemă cu cei de la Căile Ferate Române, CFR Infrastructură, care doresc să nu ne lase, sau dacă ne lasă să plătim, primăria să plătească devierea tuturor trenurilor pe 2-3 luni de zile, cât s-ar reface acel pod. Acel pod este important și pentru ei și pentru noi. E o treabă foarte, foarte proastă și sper să o rezolv cu nouul guvern, pentru că dacă ne va costa podul mai mult de 2-3 ori, cât ne, adică această deviere a trenurilor ne va costa de 2-3 ori cât costă podul, care suntem în pericol cu el, nu cred că va fi cea mai bună soluție. Dar având în vedere că și CFR-ul, adică îl deține, nu? Acest pod ar trebui să se implice și el din punct de vedere. Podul este al nostru. E o linie de înaltă tensiune. Problema. Pentru că ei spun chiar în situația în care vor trece pe diesel, diferența dintre diesel și electric s-o plătim tot noi. Și nu mi se pare corect, absolut Eu, deloc. Sigur va fi un cost foarte mare. Da. Și atunci ce alte variante veți? Vom vedea, le-am mai făcut niște hârtii, acum așteptăm și bineînțeles, după ce nici nu mai e cu cine discuta la minister acum, după ce se va definitiva, să vedem cine va fi nou ministru, nou guvern, nou prim-ministru, să pot interveni. Da. Oricum, finalul acesta de nu cred că se mai pune problema de a mai purta discuții de la anul. Aproape sigur. Cum suntem la final de an, dacă ar fi să tragem linie? La ce proiecte ați fost nevoit, știu eu, să renunțați, având în vedere această situație neprevăzută care a apărut? Nu renunțăm la niciun proiect. Deci toate proiectele pe care ni le-am propus și mi le-am propus, le ducem la capăt. Că unele sunt mai întârziate, asta e viața. Da. Se întâmplă tot felul de lucruri, inclusiv în situația asta cu COVID-ul. Mă bucur că am făcut pași în continuare pe îmbunătățirea infrastructurii. Sper să avem 2-3 zile bune, mâine se anunță chiar soare, mai avem de turnat 800 de tone de asfalt pe aleea Arinului și pe aleea Castanilor. Uh-huh. Avem deja totul pregătit, numai să nu mai fie jos ud la nivelul solului umiditate mare și practic să închide un an bunișor. Iată, și cu două poduri făcute și ajungem anul ăsta practic la vreo 150 de străzi reabilitate. Am început în forță să realizăm foarte multe trotuare. S-a terminat deja Dorobanți 2, Dorobanți 1. Vom ataca și Broșteniu, după care vom intra în primăvară în Micro 14 și Crâng 2. Bineînțeles, avem de realizat foarte multe parcări, dar cel mai important este să realizăm în continuare străzi cu mari probleme. E un lucru foarte, foarte important. Pe care veți intra, săptămâna asta vom da câștigătorul pentru pe fonduri europene 18,6 milioane de euro pe Bulevardul Unirii, Strada Transilvaniei și zona industrială. Tot săptămâna asta vom relansa licitația pentru străzile 1 decembrie, că am avut o problemă aici, Strada Republicii și Horticolei și Iazul Morilor. Și sper că în primăvară, iată, 4 și cu 3, 7 străzi importante, vom avea șantier pe ele. În afara acestor 7 străzi, bineînțeles, mai avem în intenție, de exemplu, eu la întâmplare, Strada Răscoalei, de exemplu, să legăm, dacă facem și Transilvaniei, să legăm Micro 14, să o legăm direct de Transilvanie și, pe urmă, bineînțeles, cu ieșire în Unirii. Ne-am propus pentru la anul, de exemplu, și este foarte important pentru toți buzoienii, ca să nu mai avem această aglomerație la orele de vârf pe Bulevardul Unirii. Este vorba de la ieșire aici, sau la intrare, de la podul Mărăcineni. Este vorba de acea șosea de centură între podul de la Mărăcineni și podul de la Vadul Pașii, 5,3 km, bineînțeles cu prelungirea Dorobanții. Sper în primăvară, am lungit-o foarte mult, dar proiectul este dificil, pentru că vom avea și toate cablurile introduse în asfalt, mă refer la strada Horticolei. Pentru că dacă în primăvară, martie, aprilie, va fi gata podul de la Vadul Pașii în sfârșit,
vom avea zilnic 3-4 mii de mașini care nu vor mai veni pe eu știu, de la Vadul Pașii, Săgeata, da, da, ce mai avem aici, Robeasca, să vină pe Unirii și vor veni direct pe Vadul Pașii. Vom mai descongestiona puțin în traficul. Același timp, dacă vom face și centura asta de est, între cele două poduri, vom avea deja o descărcare utilă și care ne va ajuta în avea un trafic mai decent și nu atât de mare blocaj. Se mai punea problema de rezolvarea cumva traficului destul de aglomerat și pe Frăsinet sau în zonele comerciale. Ați găsit o soluție? Pe Frăsinet, bineînțeles, s-a făcut și ascens sens giratoriu, dar după ce în primăvară, tot așa, sper până mai, iunie, cel târziu, să terminăm și acel proiect, primul proiect de punere în valoare a acestei povești minunate a Buzăului, care se numește Iazul Morilor. Bineînțeles, după ce se va finaliza acest proiect, vom începe reabilitarea întregii străzi, dar așa ce va însemna zonele de parcare, dar și în față și în spatele blocurilor, astfel încât să creăm o imagine foarte frumoasă acolo, pentru că este păcat să facem un proiect frumos aici și dincolo să arate tot oribil. Deși Frăsinetul, Iazul Morilor va fi făcut oricum că intră în proiectul ăsta, va intra și Frăsinet în această reabilitare totală. Bun. Dacă ar fi să vorbim acum că suntem în prag de sărbători, mai putem să ne gândim la acele petreceri în stradă cu sute mii de oameni? Care e răspunsul dumneavoastră? În niciun caz. Este unul singur. Este ăla dat de Arafat de la București. Deci este interzis tot. Bineînțeles, fiecare va face la acasă, cu prieteni sau fără, astfel încât să înțelegem cu toții că nu avem nici Arafat, nu-i dușmanul nației. Este o situație proastă și trebuie să trecem peste ea. Credeți că vom avea o situație similară și anul viitor? Sper că nu. Acum vedeți dumneavoastră, a început deja, sunt în 6 state, a început să se vaccineze anticovid și sper ca rezultatele să fie, cum să spun eu, concludente, astfel încât lumea să capete curaj. Iar probabil după 1 ianuarie vom avea și primele vaccinări în România, ceea ce nu va fi deloc rău. Pentru că este trist și toți avem cunoștințe care au murit din cauza COVID-ului. Asta așa este. Este un virus care se pare că dă peste cap complet totul. Așa. Viața și nu numai. Am înțeles că aveți în plan implementarea unui proiect ce vizează realizarea unei parcări gratuite pentru mașinile electrice și, dacă nu mă înșel, aveți totodată dori să includeți și scutirea de impozit pentru astfel de mașini, adevărat? Scutirea de impozit este făcută, nu o facem noi, o face legislativul, codul fiscal, exact. Problema este absolut normal. Am făcut o scanare așa la direcția economică. Avem 30 de automobile electrice 100% și vreo 300 hibrid. Dar hibridul ăsta este destul de interpretabil și să nu mă înjure cei care dețin astfel de mașini. Nu sunt electrice, să ne înțelegem foarte clar, și ele încă poluează. Și atunci am zis, bă, încurajăm numai electricul și atât. Și atunci vor avea, inclusiv în parcările astea scumpe din centru, acces gratuit, timp de 2 ore maxim, bineînțeles, și inclusiv în parcările de rezidență vor avea de asemenea gratuitate. În același timp, anul viitor, vom prinde, lucrăm acum pe mai multe scenarii pentru bugetul anului viitor, să introducem în 5-6 locuri, să introducem deja stații de încărcare, astfel încât omul, când s-a dus într-un anume loc și a lăsat mașina acolo, eu știu că s-a dus la supermarket sau în altă parte, să poată să beneficieze și de încărcarea electrică gratuită. Ați menționat despre bugetul pe anul viitor. Cum preconizați că va fi față de cel de anul ăsta? Va fi un buget prost și dau o veste proastă sau o veste bună. Veste proastă în sensul în care, dacă nu vom mări cotele de impozitare, deci noi le-am menținut la 0,08%, care sunt cele mai mici din România, timp de 4 ani de zile, și făceam o analiză așa, toate orașele astea, fără excepție, cu care este comparat Buzău, domnule, uite-te la Oradea, uite-te la Cluj, uite-te la Brașov, chiar și la Galați, chiar și la Ploiești, sunt undeva tot așa la
0,10, 0,12, 0,14, va trebui, și avem un dezbatere publică acum, să mărim și noi această cotă de impozit, pentru că altfel nu ne mai acoperim costurile de funcționare, nu mai zic de investiții. Pentru că, vedeți dumneavoastră, până acum ne-am bazat foarte mult și așa a fost construit bugetul întotdeauna. S-a mers la maximum posibil la firme, adică 1,3% din valoarea investițiilor, din valoarea activelor, iar la populație s-a mers la 0,008, ceea ce este foarte puțin. Asta e viața. Vă dați seama că o să fie o situație și mai delicată în contextul în care sunt mulți buzoieni care, așa cum știm, au devenit șomeri. Acum este adevărat, dar vedeți dumneavoastră, hai să facem o altfel de socoteală. Un apartament, 2-3 camere. Deci impozitele sunt începând de la 67 de lei până la 80 ceva de lei, 90 de lei. Adică dacă să mai plătesc 20, 30 de lei, 40 de lei în plus pe an, nu cred că este o sumă. Abonamentul la Digite costă un... scuze, dar nu sunteți Digi. Te costă un milion lunar și impozitul pe casă te costă mai puțin de un milion. Asta este situația, nu avem ce face. Toată lumea vrea să beneficieze. Băi, strada mea să fie asfaltată, trotuarul să fie făcut, școala să fie cât mai bună, în sensul clădirile să fie cât mai curate, cât mai... Sigure. Cât mai sigure, vă dați seama, deci numai în ăștia 4 ani de zile, și o spun cu mândrie treaba asta, și puteam să bag banii ăștia, îi băgam în investiții în asfalt și probabil în loc de 78%, mai luam 2-3% acolo. Dar am băgat 18 milioane de euro în investiții în educație. De la 2 milioane de euro cât fusese în 2012-2016, în perioada asta 2016-2020, cât am fost primar, am băgat 18 milioane de euro în investiții la școli. Și sunt mândru de treaba asta. Iată acum această situație cu căldura autonomă la fiecare școală. Am băgat 4 milioane de euro aici. Practic toate școlile și toate grădinițele au instalații adevărate, uzine în fiecare școală. Ceea ce este o chestie extraordinară și ne-a trebuit 2 ani să ajungem la această performanță. Deci va fi căldură, apă caldă la timp, dar nu numai atât, și mult mai, cu costuri mult mai mici, la aproape 50%. În ce stadiu se află lucrările la colegii Mihai Eminescu? Suntem avansați aici. Firma care a câștigat această licitație a intrat în insolvență, văd că și-a revenit, are o mulțime de angajați din India, vă dați seama că sunt cu ochii pe ei până la Dumnezeu. Și sper anul viitor, până la, eu știu, maxim luna august, să putem muta, adică să iasă cu șantierul de acolo și să mutăm înapoi Colegiul Național Mihai Eminescu. Bun. Cineva m-a întrebat, asta este, locuiește în cartierul Unirii Sud, și m-a întrebat când anume va exista o piață și acolo. Știți, era odată în zona aceea Big, cum o știm noi, și nu mai este. La Crâng nu mai este, că ziceai dacă era, hai că mă duc la Crâng și fac cumpărături de acolo. Ori pentru cineva care este în vârstă și vrea să-și facă cumpărături la o piață, să se ducă până în centru, ia autobuzul, dar totuși... Este o treabă corectă, noi avem în intenție, n-am renunțat la acest lucru, de-aia vă spuneam la ce proiecte ați renunțat. N-ai cum să renunți la vreun proiect. Suntem în plin proces acum de a goli și de a prelua toate punctele astea termice care nu mai funcționează. Și avem în intenție 25-30 din punctele astea termice în zonele aglomerate să le transformăm în aprozarele alea de pe vremuri, dar care să fie alimentate exclusiv din gospodăriile țărănești. Producători autohtoni. Buzoieni și din județul Buzău, că avem și în municipiul Buzău foarte mulți producători, dar și în județul Buzău. În același timp să avem și brutărie acolo cu pâine crescută dospită acolo, pentru că nu pot să suport deloc pâinea asta care ne vine congelată, probabil din grâu românesc plecat de aici, ne vine congelată de afară și când ai băgat un cuptor, nici măcar miros de pâine coaptă n-are. Și bineînțeles, o chestie, o să vă placă chestia asta, vom încerca inclusiv un fel de microbibliotecă, dar nu numai, cu tot felul de filme și alte chestii, și în apropiere, în exterior, și loc de joacă pentru copii. Adică să avem la un loc așa un mic complex
Interesant. Și hrană pentru suflet și hrană pentru trup, de ce nu? Și să creăm niște chestii frumoase, așa, pentru că acum aceste puncte termice sunt niște chestii urâte. Asta în toate așa locurile aglomerate și unde sunt cele mai multe, cea mai mare concentrare de blocuri din municipiul Buzău. Adevărat. Încercăm să le punem în valoare la nivelul care trebuie. Asta e bine. În ce etapă vă aflați acum cu ceea ce privește preluarea pădurii Crâng? Știm că așteptați de la guvern o hotărâre. Da, deci de noi am... E complicată tare viața, dar până la urmă tot o să reușim, nu ne lăsăm absolut deloc. La ultima ședință de Consiliu Local am aprobat ultima modificare cerută de cei de la Ministerul Mediului, care sunt cei care promovează proiectul de hotărâre de guvern pentru a pune în aplicare legea 220/2018. Avem toate avizele, inclusiv de la cei de la RomSilva. Și sper, dacă nu anul ăsta, mă tem că nu, pentru că nu cred că se vor mai ține ședințe de guvern, dar anul viitor să fim deja proprietarii Crângului. Și vă dați seama, aici am dat deja, cum să spun eu, o lecție mică ce ar trebui să ajungă Crângul. Pentru că în momentul ăsta 50-60% este uscat. Anul trecut am vorbit cu un cercetător profesor universitar de la Cluj, care a fost chemat de la cei de la RomSilva, și a spus că dacă într-un an de zile nu va fi îndepărtată partea uscată, care este bolnavă, așa cum să știi, este o bacterie acolo care a atacat masiv și care nu ai cum să-i faci față. În Franța s-a încercat povestea asta cu o bacterie contra bacterie. Au creat francezii, vă dați seama, că au nivel al științei de astea aplicate extrem de avansat, n-au reușit nici ei. Și atunci va trebui pur și simplu, cam ce am făcut pe teritoriul parcului Crâng, 9,54 de hectare, noi asta am făcut, am intervenit numai pe suprafața noastră. În momentul în care vom prelua tot Crângul, vom declanșa un proiect masiv, Doamne ajută, este finanțabil și pe fonduri europene, și chiar vreau să fac, și am vorbit și cu cei de la armată, de la Divizia de Infanterie Getică, vreau, cea mai mare pădure parc din Europa este Tiergarten din Berlin, 192 de hectare. Am fost personal anul trecut acolo ca să mă dumiresc, să văd că trebuie să-i depășim normal. Și îi vom depăși, pentru că dacă armata mai plantează pe teritoriul lor, chiar lipit de când, încă vreo 10 hectare, noi mai preluăm acum 177,6 hectare și cu 9,54 și mai plantăm vreo 10 hectare, deci vă dați seama că îi batem pe nemți și vom fi pe primul loc în Europa până la Ural ca cea mai mare pădure parc. Ceea ce este o mândrie și o atracție pentru Buzoieni și nu numai. De ce nu? Pentru România. Și am reușit acest proiect minunat pe care l-am i-am dat drumul așa la viață cu ocazia Zilei Naționale de 1 decembrie, atunci când am plantat 775 de stejari, așa împreună este, cu militarii, cu elevi, inclusiv cu moștenitori ai eroilor din toate satele buzoiene. Pe final, din păcate, da, nu mai avem prea mult timp, aș vrea să mai întreb ceva. Este adevărat că pe un teren situat în vecinătatea parcului Tineretului se va înființa un nou cartier? Păi stați o secundă. Deci dacă vorbim... suntem în fața parcului Tineretului, da? Da, da, undeva deci în lateral. În partea dreaptă avem Tarlaua 33. Așa. 65 de hectare, sper în luna ianuarie, să definitivăm până la urmă și să treacă de Consiliul Local PUZ-ul pentru 28,5 hectare, pentru că am avut de 4 ani, dacă mă întrebați de nerealizare, este cea mai mare nerealizare a mea, mi-asum. Pentru că am avut nenumărate meciuri cu o parte din cetățeni care n-au vrut să renunțe la un metru jumate sau la doi ca să putem să facem niște străzi, ca să poată să circule și autobuz și ambulanță și nu s-a putut. Am redus până la urmă la 28,5 hectare, respectiv am luat vecinătatea parcului Crâng, gândindu-mă că dacă vom da drumul aici și va fi un succes, îi vom convinge și pe ceilalți până la 65 de hectare. Gândiți-vă că 65 de hectare
înseamnă mai mult decât cele două cartiere, Dorobanți 1 și Dorobanți 2, la un loc. Și este păcat, pentru că noi vom crea în toată zona aia niște lucruri minunate acolo. Avem pe de o parte Parcul Tineretului, care deja e într-o plină transformare. Da. Care va fi nu numai cu două, cum să vă spun, o sală sporturilor multifuncțională, 4.000 de locuri, bazin olimpic, dar vom avea jos acolo un alt parc pe 7,5 hectare, o frumusețe, și pentru prima dată vom avea în România și grădini permaculturale. Vom dezvolta în altă emisiune, dar vom mai avea, sper, cât de curând, să realizăm în 2-3 ani de zile încă vreo 15 hectare de luciu de apă. Cel mai mare lac din municipiul Buzău este tot la Parcul Tineretului, 10 hectare 41, și vom putea realiza jos acolo, tot prin intermediul alimentat, tot din iazul mărilor, să mai facem vreo 15 hectare de apă. Așadar. E adevărat sau nu, acel cartier? Bineînțeles că este adevărat și sper să ne și iasă. Pentru că sunt niște terenuri abandonate. Din păcate s-a construit ilegal foarte mult acolo și cei care sunt cei mai vocali sunt cei care au construit ilegal. Ca să vedeți și dumneavoastră cum se scrie istorie. Din păcate va trebui să punem punct ediției de astăzi a emisiunii. Mulțumim din nou pentru prezență. Cu drag. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii News Express. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.